Încadrat bine tabla, da? Da. Așa. Iată că ai venit cu un singur exercițiu și am discutat destul de... Asta e la matematică. Ne îndreptăm pe luarul acesta al încercării să interpretăm în mod original exercițiul. Să facem, să spunem, apel la informații din urmă, să încercăm rezolvarea exercițiului. În condițiile în care nu ne vine nicio idee, atunci, când ai și făcut-o, încerca să vezi care sunt indicațiile autorului. Da. Dar acestea sunt printate. Dacă autorul ar fi avut filmul lecții, rezolvării, ar fi fost mult mai ușor, pentru că ar fi fost toate etapele, ar fi fost explicațiile, ar fi punctat. Iată de ce video-rezolvarea exercițiilor presupune un alt nivel, o altă șansă pentru matematică și pentru școală, în general. Deci, din clipa asta, video-manualul înseamnă un progres real, așa, în tehnologia didactică. Mai sunt greutăți, pentru că nu toată lumea înțelege și nu toată lumea îndrăznește că trebuie nevoie de transparența actului didactic în totalitate. Părintele, cel care ne plătește pe noi profesorii, trebuie să știe exact ce se întâmplă în timpul orei cu copilul său. Nu se poate ca să ziceam, tras ușa și fac ce știu eu. Nu e chiar așa. Trebuie să faci niște lucruri corecte și mai ales ușor de verificat. Iar filmul este foarte ușor de verificat. Șansa este și a profesorului care se află la tablă. Văzându-și lecția, înseamnă că va vedea eventual erori. Poate acasă spunea aici ar trebui să fac așa, altfel. Și la anul sau la altă clasă va însemna, va încerca să fac altcumva. El, de fapt, trebuie să manifeste un efort continuu în ceea ce înseamnă înțelegerea lecției. Da, te rog. Okay. Avem R definit pe R cu valori în R. Da. Trebuie să mă dai tot așa în început, da? Da. R cu valori în R. F de x egal cu sin de 3x. F de x egal cu sinus de 3x. Plus cos de 9x. Plus cosinus de 9x, da. Și ăsta este practic punctul A. De la începutul exercițiului. Așa, deci A. Da. Și spune că aflați perioada principală a funcției f. Așa. Deci, aflați perioada principală a funcției principală. A funcției f. Și punctul B. Dacă sin la e, la puterea m. Dacă sinus la puterea m. Or x. Din x, nu da, spui. Nu mai spui. Mai da. Sin la m din x. Plus cosinus la puterea m din x. Așa. Egal cu 1. Oricare ar fi x aparținerului r. Arătați că n egal cu 2. Să rezultă că n egal cu 2. Da. Da. Două punctare, nu sunt ei. Da. Eu de, ar trebui să ne amintim, să vedem ce înseamnă perioada unei funcții. Hai să ne gândim la sinus. Sinusul este definită pe ea, adică acționează asupra oricărui număr real, adică unghiul poate fi orice număr real în radiani,
cumva văd în minus 1 plus 1. Dar se repetă, nu? După ce am făcut o rotație completă. Iată. Știm că sinusul este A prim, B prim, pe unghiul sens pozitiv așa îl măsurăm, iar pentru punctul M care stabilește avem acest unghi, M capăt o anumită poziție pe cercul trigonometric, sinusul este proiecția pe axa Y-ul. Deci sinusul este Y-ul și cosinusul este X-ul. Deci cosinus de alfa, dacă asta ar fi alfa, respectiv sinus de alfa. Știm asta foarte bine de tot ce știm, de tot ce am discutat. Dacă am plecat de aici, sinusul, când este în A, proiecția este, chiar nu mai este segmentul ăsta, e chiar în 0. Deci, la unghi de 0 grade, de ce sinusul e 0? Că proiecția din M pe axa Y, din A, în condițiile acelea, pică chiar în 0 a axei Y-celor. Și atinge cea mai mare valoare când M ajunge în B, pentru că atunci s-a făcut 90 de grade și M ajunge în B și de aceea suntem la sinus acasă, e maxim 1, nu? Și în max, cea mai mică valoare e minus 1. Deci, se plimbă în zona asta. Și ce sesizăm? Că după ce a făcut o rotație completă, ne aflăm în situația aceea de parcă ar pleca din M. Că parcă M a plecat din nou din A. Da. Și iar se repetă toată starea, toată evoluția lui sinusului. Așa se întâmplă și cu cosinusul. Deci sinusul și cosinusul se repetă după perioada t egal cu 2pi. Da? Deci sinusul este periodică, sinusul este periodică, periodică cu perioada principală, cu t egal cu 2pi. Că poate să fie și 4pi. Da. Adică să se repete după două rotații. Și iar două rotații. Și 6pi poate să fie. Dar perioada cea mai mică, după care se repete, este de 2pi. Adică sinus de x plus 2pi este ca la început sin de x. Asta înseamnă. Sin de x plus 2pi face sin de x. La fel și cosinus. Cos de x plus 2pi egal cos de x. Deci sinusul și cosinusul se repetă după perioada principală t egal cu 2pi. În general, o funcție f este periodică. F periodică cu perioada t. Să cați fie bun. Dacă și numai dacă f de x plus t egal cu m de x, adică după o creștere a argumentului de t, dau peste y la început. Da? M de x plus t egal cu m de x, oricare ar fi x-ul. Da? Ori la orice x ne-am referit, din domeniul. Da? Din domeniul de definiție. Deci, spunem că o funcție este periodică, dacă descoperim un t, dacă și numai dacă, există T mai mare ca 0, deci îl găsim pe acest T pozitiv, așa încât după creșterea lui X cu valoarea respectivă, Y se o ia de la început. În cazul lui sinus e de 2pi, cosinus 2pi, la tangent e numai de pi. Deci, tangente de x plus pi egal cu tangente de x și la cotangente la fel. Cotangente de x plus pi egal cu cotangente de x.
ne închipuim că n-am ști că pe periodică, cu perioada pi. Nu știm la sinusul lor. Dacă nu știm, zice, cine este T? T e egal cu cine? Păi, din definiție, ar trebui ca sin de X plus T, conform definiției, sin de X plus T, să fie că e egal cu sin de X. Echivalent cu. Asta ar fi ecuația care au. Și T-ul cine este? Duce pe sin de X în stânga și ar urma sinus de X plus T minus sin de X egal cu 0. Deci sin de X plus T minus sin de X egal cu 0. Adică diferența două sinusuri cu cine este egal? Diferența 2 sinus de x plus t plus x egal 2. Sin de x plus t minus x. Da. Da? Că e primul minus al doilea supra al doilea. Da. Ori cosinus de adunare. X plus t minus plus x, da, supra 2, egal cu 0. Și acum... 2 sin de t pe 2. Sin 2 sin de t pe 2, da. Deci rezolvi că 2 sinus de t pe 2 ori cosinus de 2x minus t pe 2 plus t, da? Egal cu 0. Dacă și mai dacă. Un produs egal 0, cumpără fiecare cu șansă să fie 0. Deci de acolo rezolvi că sin de t pe 2 sinus de t supra 2 se face 0 sau cosinus de 2x plus t supra 2 se face 0. De aici. Din prima arată că sinul de t egal cu... Nu. E t pe 2 egal cu arc minus 1 k plus arc sinus de 0. Da. Plus 2 k fi k parcurs z. Da. Deci, t pe 2 aparține mulțimii unghiilor a minus 1 la k. Plus arc sin de 0. Plus arc. Nu plus, ori arc sinus. Da, ori. Ori arc sinus de 0 plus k fi. Fi. K parcurs z. K parcurs z. Arc sinus de 0. Sinusul e 0 la câte grade? Sinusul este 0 la 0 grade. 0 grade. Da? Deci asta face 0. Deci t pe 2 aparține mulțimii valorilor. K pi cu K parcurge Z. Atunci te aparține mulțimii K pi pe 2? Te aparține mulțimii 2 K pi. Atunci așa ajută. 2 K pi cu K parcurge Z. Și când K este 1, nu? Pentru K egal cu 1, pentru K egal cu 0. Rezultă T este egal cu 0, nu? 2 ori 0, 0. Dar T-ul trebuia să fie mai mare ca 0. Deci nu-i bun așa. Pentru K egal cu 1, rezultă T-ul egal cu 2 pi. Da? Este o perioadă principală, să zicem. Că poate putem să luăm pe K egal cu 2 și T-ul este atunci 4 pi. Deci se repetă după, cum am zis mai devreme, după două rotații. Da. De două, da, de două ori filetăm în cercul trigonometric acolo. Deci 4 pi. Și autorul, și vorbește autorul de perioada principală. În concluzie, T egal cu 2 pi a fost găsită de noi. Da. Deci am plecat de la f de x plus T egal cu f de x, definiția perioadei și trebuie să o găsim pe T în condițiile acestea. Și iată că am reușit foarte bine să rezolvăm ecuația asta. Sigur, apare și întrebarea dacă ecuația asta altă colț de 2x plus T pe 2 egal cu 0 când? Păi... A trebuit să rezolvăm ecuația. Da.
Da, dar T-ul acela nu trebuie să depindă de X. Ori aici 2X plus T pe 2 depinde de X, că e 2X plus T. Da. Și atunci nu... Acel T trebuie să fie tot timpul, indiferent ce X, la ce X ne oprim. Așa că nu e... Nu e indicat să... Adică nu putem găsi de aici. T-ul nu-i... Că altfel, dacă am vrea să o rezolvăm, ar fi că 2X plus T pe 2 aparține mulțimii unghiurilor plus minus a cosinus cosinus de 0 plus 2 capi parcă. Da. Da, cu capa curge 0. Și când ne propune să-l aflăm pe X, pe T va fi funcție de X. Da. Și ori T-ul acela trebuie să fie independent de X. Deci nu are rost să ne gândim la un T, un T pozitiv, independent de X. Numai cine folosesc, numai prima. Deci să fie același tot timpul. Să mai obișnuiește în ecuația asta sin de X plus T egal cu sin de X, să se ia un X particular. Dacă pentru orice X egalitate adevărată și pentru un X particular pentru mine. Și dacă luăm pe X egal cu 0, ar veni sin de T egal cu sin de 0, care face 0. La câte grade T-ul este 0, sinusul este 0, la 0, la 2pi, și cum T-ul trebuia să fie mai mare strict decât 0, rămâne T egal cu 2pi. Deci așa asta ar fi o idee. Ai văzut cum se poate găsi perioada aplicând definiția, pur și simplu definiția. Hai să facem și noi la fel. Deci ne propunem să găsim pe T, în cazul de față, după definiție. Da. Deci ce ar trebui să spunem? Ne propunem să găsim pe T mai mare ca 0. Da. 9 pe lângă X plus T în dreapta, da? Da. Deci, bine.
Sin de 3 pe lângă x plus... Sin de, chiar să spunem, sin de 3x plus 3t. Da. Da, sin de 3x plus 3t. Minus sin de 3x. Egal cu... Sinus de 3x plus 3t minus... Nu, pe cos de 9x minus egal cu cosinus de 9x minus cosinus de... 9x plus 9t, da? Da. Și acum, diferența două sinusuri? Diferența două sinusuri este de două ori... Un produs de un sin și un cos. Da, produs, da. Deci de două ori, cam n-am dat asta. De două ori sinus de. Primul unghi. Minus al doilea pe 2, deci 3x plus 3t, da? Da, plus 3x pe 2. 3x plus 3t, minus 3x pe 2, ori cosinus de? 3x plus 3t plus 3x plus 3. Așa, 3x plus 3t plus? 3x. Plus 3x. Da? Supra? Doar. E calcul. Diferența două cosinusuri. Minus 2 ori sinus de... Minus 2 sinus ori sinus de... 9x plus 9x plus 10. 9x plus 9x plus 9t supra 2. Ori sinus de... Sinus de 9x minus 9x. 9x minus 9x. Minus 9t, da? Supra, da. Echivalentul. Mm-hmm. 3x cu 3 se reduc. Da. Și-ar veni 2 sinus de... Sinus de 3t pe 2. 3t pe 2. Ori cosinus de... Trebuie să dăm factor comun pe 2, pe 3. Da. Și ar veni 2x plus t. 3 pe lângă 2x plus t. Totul supra 2. Totul pe 2. Și egal cu 9. Egal cu? Îl dăm factor pe 9. Da. Deci 9 egal pe lângă 2 minus 2 ori sinus de 9 pe lângă 2x, nu? Plus t pe 2. Or sinus? Or sinus de? Minus 9t pe 2. Minus 9t pe 2. Și este minusul ăsta în față, nu? Da. Și putem pune plus și 9t rămâne așa. Și acum să ducem totul în primul membru, nu așa, știi? Da. Da. Și vine 2 sin de 3t pe 2 minus ori cosinus minus 2 sinus de 9 pe 2 plus t pe 2. Deci, 2 sinus de 3t pe 2, ori cosinus de 3 pe lângă 2x plus t supra 2, minus 2 sinus de 2x plus t 9 pe lângă 2x plus t pe 2. Da. Ori sinus de 9 t pe 2. Egal cu 0, nu? Da. Egal cu 0. Avem... 2, putem șterge pe 2 ca să nu mai curcăm. Ca și m-am împărțit pe 2 da. Totul. Sinus de 3.
am putea să scriem ca pe 9, ca 3 ori 3 ori 2x pe 2. Așa, te gândești la asta. Ca să avem țin de 3t pe 2 și cos de 3. Am putea nota 3t pe 2 cu 1, așa? Da. Asta este egalitate adevărată pentru orice x. Da. Înseamnă că putem să luăm și un x particular, putem să luăm pe x egal cu 0. Și ce ar deveni pentru x egal cu 0? Sin de 3 pe t pe 2 ori cosinus de 6, nu, tărge 6t ori cosinus de 6t pe 2 minus sinus de 9t pe 2 ori sinus de 9t pe 2. 9t pe 2. Adevărat. Aici o putem face sau o putem face chiar mai înainte, știi, când am zis da. Că f de x plus t egal cu f de x pentru orice x real, puteți să luăm noi. Ea e, trebuie să fie adevărată și pentru situația unui x pe care îl luăm noi particular. Și cel mai des e x egal cu 0. Și atunci ar fi sin de 3t minus sin de 0, cât este sin de 0, este 0. 0. Era cos de 0 face 1 și minus cos de 9t. Și ar fi avut o ecuație numai în T. Ar fi fost mult mai interesant. Și acolo, acum s-a ajuns tot la chestia asta, dar haideți să ne întoarcem de aici. Da. Că văd că e mai corect. Am muncit aici. După ideea de a transforma în produs, tu ai gândit bine că pentru a fi 3T pe 2, aici din 3 ori 3 pe 2 și ar trebui să ne gândim la sinus unghiului triplu. Avem o formulă. Să scoatem factorul aceea. Dar să muncești un pic mai mult. Hai să vedem dacă ne ducem aici. Cum ea este adevărată pentru orice x real. Deci, relația este adevărată oricare ar fi x real. Pentru x egal cu 0, devin ce devine ecuația. Sinus de 3t. Deci vom avea sinus de 3t. Minus sinus de 0, care este 0. Minus sin de 0, 0. Egal cu? Egal cu cos de 0, care este 1. Minus cosinus de 9t. Minus cos de 9t. Deci, ecuația pe care o avem de rezolvat este o ecuație trigonometric în T, anume sin de 3T, sinus de 3T, egal cu 1 minus cos. Plus cosinus de 9T, așa ar fi, nu? Da. Egal cu 1. Sin de 3T plus cos de 9T, egal cu 1. Și acum, trebuie să rezolvăm ecuația asta, sin de 3T plus. Din comoditate putem nota 3T cu un U, și atunci am avea de rezolvat ecuația sinus de U plus cosinus de 3U egal cu 1. Sin de U plus 3 cos de U este egal cu 1. Nu este o ecuație chiar simpluță, cum încercăm noi să o ducem la capăt. Sin de U plus cos de 3U egal cu 1. Suma dintre un sin și cos să facă 1. Păi suma pătratelor, practic. Suma pătratelor, dar simplu, în unghiuri diferite asta. Da. Suma dintre un cos și... Da, noi știm că sin pătrat plus cos pătrat de același unghi face 1. Da. Sin de 1 plus cos de 3 u egal cu 1 este ecuație trigonometrică, adevărat. Nu e liniară, că nu e de același unghi. Da.
ar trebui să mă duc, dacă aș reuși pe cozi de 3U, să le exprim numai sinus de U, atunci l-aș nota pe sin de U cu ceva și așa ar apare o ecuație acolo de rezolvat. Însă de suma dintre un sin și un cos face unul, e posibil că poate să fie să facă amândouă unul, nu este același unul. Da. Alo? Da, sunt la treabă. Da, sunt acolo. La revedere. Desin de 1 plus cos de 3 egal cu 1. Ecuația are rost. Are rost pentru că nu-i sin de 1 plus cos de 1 să facă 1. Da. Că dacă ar fi fost sin de 1 plus cos de același 1 cu 1, de 1, ar trebui ca una să facă 1 și cealaltă 0. Da. Deci, dar așa fiind unghiuri diferite, e foarte, foarte bine. Una să facă 1 pe 2 și cealaltă tot 1 pe 2. Și atunci face 1, nu? Da. Ne amintim, știm formula lui cos de 3U? Cosinus unghiului triplu? Nu știu. Ce faci tu în momentul ăsta? Nu sunt chiar unghiuri diferite, adică... Unul triplu celălalt. Celălalt. Da, tocmai aici este. Dacă căutăm pe cos de 3U să exprimăm cu ajutorul sinusului unghiului de U, am notat sin de U cu un T și am dus la ecuație algebrică de acolo înainte. Și am lucrat. Deci nouă ne trebuie U, că dacă îl știm pe U pozitiv, T-U va fi U supra 3. Și totul este banal. Cum să găsim? La indicații te-ai uitat să vezi că ce este de autorul? Sau n-ai văzut că e așa urâtă, nici n-ai încercat să... Fie T o perioadă a funcției F. Așa. Deci F de X plus T egal cu F de X. Oricare ar fi X aparține lui R. Bun. Prima relație. Înlocuind x egal cu t și x egal cu minus t în relația 1. X egal cu t și x egal cu minus t. Minus t. Ah, deci autorul spune așa. În ecuația 1, care era ecuația f de x plus t egal cu f de x. Egal cu f de x, care e adevărată pentru orice x real. Noi am luat pentru x, pentru x egal cu 0, da? Și noi ești asta. Dar sigur, putem lua și pentru alți x particular. Pentru x egal cu t, parcă ai zis, nu? Da. Pentru x egal cu t. Și x egal cu minus t. Și altă dată, pentru x egal cu minus t. Pentru x egal cu t devine. Hai să vedem ce devine. Sin de 3t. Sin de... 3t. Sin de 3t plus cos de 9t egal cu 1. Sin de 3t. Deci pentru x egal cu t, ce devine pentru x egal cu t? Sin f de 2t. Da. Așa ar fi, nu? Că da. Dacă x-ul e t, f de 2t egal cu f de t. F de 2t egal cu F de t. Și, altă dată,
pentru x egal cu minus t, ar fi că f de 0 egal cu f de minus t. F de 0 egal cu f de minus t. Hai să facem f de 0. F de 0 egal cu sinus de 3, 3 ori 0. Da. Ei facem f de 0 mai întâi. Da? Da. Sin de 3 ori 0, adică sin de 0 plus cosinus de 0. Sin de 0 face 0 plus 1, plus 1, da? Da? Deci face 1. Ăsta este f de 0. F de minus t, f de minus t ar face egal cu cât? Locuim pe x cu minus t. Sinus de minus 3t. Sinus de minus 3t plus cosinus de minus 9t. 9t. Și ar veni minus sinus de 3t. Face minus sinus de 3t. Plus cosinus de 9. Cos de 9. Pentru că funcția cosinus este funcție pară, nu ține cont. Și atunci, f de 0 egal cu f de minus t. F de 0 egal cu f de minus t. Ar fi echivalent cu minus sin de 3t plus cosinus de 9 egal cu minus sinus de minus sinus. Sau puteți scrie un cosinus de 9t minus... Cos de 9t. Hai să scriem așa. Cosinus de 9t minus... Sin de 3t egal cu... Sinus de 3t egal cu 1. O dată. Pe de altă parte, noi avem cu f de 2t egal cu f de t. Da. Așa. F de 2t, cât ar face? F de 2t egal cu... Sinus de 6t. Sinus de 6t. Plus cosinus de 18t. Cosinus de 18t. Egal cu... Deci f de f de t. Cât este f de t egal cu... Sinus de... 3t. 3t. Plus... Cosinus de 9t. Cosinus de 9t. Este egalitate aici și am avea că sinus de 3t, sinus de 6t plus cosinus de 18t egal cu sinus de 3t plus cosinus de 9t. Să punem și pe asta. Sin de 6t plus 18t, sinus de 6t plus cosinus de 18t egal cu sinus de 3t. Sin de 3t plus cos de 9t. Plus cosinus de 9t. Da, sinus de 3t plus cosinus de 9t. Pe sin de 3t l-am putea scoate de sus, care e cos 9t minus 1, da. Și să-l ducem jos. Sau foarte bine îl putem scoate pe cos de 9t, da. Care e sin de 3t plus 1. Și ce devine ecuația? Și sin de 6t. Deci am avea sinus de 6t. Plus 3 ori sinus de 3t plus 1. Sin de 6 plus cosinus de 18, trebuie să-l las pe ăsta. Da. Cosinus de 18 t egal cu sin de 3t minus de 3t plus cos de 9t, care înseamnă sin de 3t plus 1. Și atunci ar veni că sin de 6t sinus de 6t plus cosinus de 18t este egal cu 2 sinus sinus de 3t plus 1. Deci, iată o altă ecuație.
trigonometrică, dar aveam sin de 3t plus cosinul t face 1. Da. Sin de 3t plus cosinus de 9t face 1. Păi trebuia să folosim pe asta și cu asta. Mm. Vezi? Da. Deci cos de 9t minus sin de 3t face 1 și că cos de 9t minus sin de 3t face tot 1. Dacă le-a adunat, puțin nu am văzut. Ia să vedem ce, ce ar fi fost. Deci, hai să scriem așa. Cos de 9t. Cos de 9t plus sin de 3t egal cu 1. Și pe de altă parte, cos de 9t cos de 9t plus sinus de... Nu era minus la 2. Minus. Minus. Sinus de 3t egal cu tot cu 1. De unde rezultă că cos din 9t, cos din 9t, 2 cos din 9t. 2 cos din 9t egal cu 2. Egal cu 2, adică cos din 9t egal cu 1. Cos din 9t face 1. Dar asta înseamnă cos din 9t face 1 și sin de 3t face 0 în condiția asta. Da. Că dacă îl punem 1, face 0. Dacă cos din 9t face 1. Am putea scriem arcos în ze. Nu, 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 nu. Mă gândesc. Da. Pe cos de 12, 18 t, da. Ca de 2 ori 9 t. Da. 2 cos de 9 t, sin de 9 t. Și cos de 9 t știu că e 1, deci rămâne sin de 9 t. Da, deci apare. Aici, sin de 6t, sinus de 6t, plus cos de 12, de 18t, așa, de 2 ori, mai, cos de 18t, cos de dublu, face 2 cos pătrat, minus 1. Deci 2 cos pătrat de jumătate de 9t minus 1, plus, deci, cos de 2 alfa, știm asta, cos de 2 alfa, cosinus de 2 alfa, este egal cu 2 cos pătrat de alfa, jumătate de aici, minus 1. Și face 2 cos pătrat de jumătatea lui 18, 9t, minus 1, egal, am ajuns aici, da? Egal cu 2 sinus de 3t plus 1. Dar cos din 9t cât am găsit? Când am găsit pe cos din 9t? 1. Și vine sinus de 6t plus 2 ori 1, 2. 2 minus 1, 1. Egal cu 2 sinus de 3t plus 1. 1 cu 1 se reduc. Și rămâne sin de 6t egal cu 2 sinus de 3t. Da. Dar sin de 6t e dublul lui 3t. E de 2 ori 3t. Și sin de dublu avem o formulă. Sinus de 2 alfa face 2 sin alfa cos alfa. Deci de 2 ori sinusul ori cosinusul jumătății. Așadar, voi avea aici de 2 ori sinus de 3t, 3t ori cosinus de 3t egal cu 2 sin 3t minus 2 sinus de 3t, 3t egal cu 0. Ce putem vedea? Scoatem un factor comun în 2 sin de 3t. Deci 2 sinus de 3t pe lângă cosinus de 3t minus 1 egal cu 0. Când un produs egal 0? Când pe rând factorii sunt 0. Pe rând fiecare e cu șansă să fie 0, adică o să avem o dată. 2 sin de 3t egal cu 0, sin de 3t egal cu 0. Deci sin de sinus de 3t egal cu 0 și rezultă t egal cu 0 și nu-ți place. Și alta, sinus, sinus, nu,
cos de 3t minus 1. Da. Da? Cos de 3t minus 1 să facă, sau varianta asta, să facă 0, da? Da. Atunci cos de 3t cosinus de 3t egal cu 1. Și când cosinusul este 1? Când unghiul t cosinus e 1 la 0 grade sau la 2pi. Da. Deci t, 3t egal cu 0 nu-ți place, 3t egal cu 2pi, adică t egal cu 2pi pe 3. 2pi pe 3. A ieșit. Din asta altă, sigur t egal cu 0, dar tot atât de bine t egal și cu 2pi, cu o rotație. Da. Și atunci, și pe partea altă, 3t ar fi egal cu 2pi și rezultă că t egal cu 2pi pe 3. Deși dintr-un caz și celălalt, tot la același lucru ajunge. Așadar, T-ul pe care l-am căutat, T egal cu 2pi pe 3. Asta ar fi perioada. Superb exercițiu. Unde a fost? A fost bună și ideea noastră cu X egal cu 0. Da. Pentru că am avut acolo ecuația aceea, sin de 3T plus cos de 9 T face 1. Și pe partea cealaltă, când am zis X egal cu minus T, a apărut f de 0, care m-a condus pe ecuația cos de 9t minus sin de 3t egal cu 1. Da. Și cele două combinate, cos de 9t face 1, a fost de folos. Ei, dar a fost și chestia asta, că x egal cu t. Dacă x egal cu t, f de 2t egal cu f de t. Vezi? Deci e adevărată pentru orice x reală. Înseamnă și pentru x și particular. Însă noi, când am vrut să rezolvăm doar pentru x egal cu 0, am intrat în ecuația aceea sin de 3t plus cos de 9t egal cu 1, o ecuație destul de urâtă. Da. De aceea nu am mai avut curaj să continui, pentru că mă scotea din mână. Eu mi-aminteam, ca prin vis, că cos de 9t se exprimă ca fiind cos de t pe lângă ceva. 3 minus 4 sim cos pătrat, parcă, de t. Și a fost numai în cosinus. Dar eu aveam pe prima parte sin de 3t. Și n-aș fi putut continua așa. Aș fi vrut, visam, la următorul lucru. Cos de 9t, să rotăm pe 3t cu 1. Da. Și aș fi fost cos de 1, cum am vrea, și cos de 1 plus cos de 3u. Dar cos de 1 nu este în funcție de sin de u. Deci nu poate fi găsit în funcție de sin de u. Și nefiind găsit în funcție de sin de u, nu merita să continui, pentru că cosinusul unghiului triplului are cos de u pe lângă 3 minus 4 cos pătrat, cam așa cea, sau 4 minus 3 cos pătrat, nu știu, nu știu, minte foarte bine formula, trebuie să o deducem. Plecăm de la faptul că cos de 3u înseamnă cos de u plus 2u. Uh-huh. Și u plus 2u e cosinusul adunării, da, care e cos cos minus sin sin. Și sin de 2 și cos de 2u, iar să știe formula, și atunci se lucrează și se găsește formula lui cosinus de 3u. Dar nu e funcție de sin de u, ci e funcție de cos de u. Da. Mai trebuia să mai dăm lui t, lui x valori particulare, odată t, că dacă identitatea asta trebuie să fie adevărată pentru orice x real, și pentru un x stabilit de noi 0, da, t sau minus t. De ce 0? Când i-am dat 0, am avut f de 0. Când i-am dat x valoarea minus t, numai bine minus t plus t face iar f de 0 pe care l-am găsit mai înainte. Deci, era telefonată ideea cu x egal cu minus t. Din nevoia de a ajunge la f de 0, că am dat x egal cu 0. Și x egal cu t, iarăși probabil din rațiuni de continuare a exercițiului, ne ducem pe culoarea asta. Din nou, un exercițiu foarte, foarte frumos. Nu te-am lăsat să continui cu ideea autorului. El a spus T și minus T, da, și noi ne-am apucat de treabă, pentru că de acolo înainte am știut, am curs exercițiul. Continuăm un pic să vezi ce mai spune el.
și eu înlocuit x cu t și cu minus t. Așa, rezultă sin de 3t plus cos de 9t egal cu 1. Sin de 3t plus cos de... Și? Și minus sin de 3t plus cos de 9t egal cu 1. Da. De unde? Sin de 3t egal cu 0. Așa. Și cos de 9t egal cu 1. Așa, am găsit noi cos de 9t egal cu 1. Și dacă ne-am fi înlocuit, sin de 3t ar face 0. Da. Prin urmare, avem 3t egal cu k pi și 9t egal cu 2n pi. Deci, el merge și le surprinde pe ăsta. Cos din 9t egal cu 1 și sin de 3t egal cu 0, nu? Da. Și aici, când sinusul e 0 la 0 sau 2π, deci 3t egal cu 2kπ, adică t egal cu... Da, aici puteam să terminăm existul mult mai devreme. Deci, din clipa în care am făcut chestia asta și am ajuns la lucrurile acestea, deci avem așa. Hai să le luăm de aici. Sin de 3t, sinus de 3t, egal cu 0, nu? Și cosinus, parcă a spus, din 9t, 9t, egal cu 1. De la sin de 3t egal cu 0, înseamnă că 3t egal cu 2k1pi. 2k1pi. Este și în k-ul este 0, înseamnă 0, dar 2k1pi. Și când cosinusul este 1? La câte grade cosinusul este 1? La cosinusul 1, la 0 grade, la 2pi. Deci 9t, pe de altă parte, face 2k2. Nu este același ca unul, ci alt ca. Și atunci, deci, același, mulțim cu 3 sus și vine 9t odată egal cu cât? 3 ori 2, 6. 6 ca 1 pi. Și 9t pe de altă parte egal cu 2 ca 2 pi. Fiind același t egală și vine că 6 ca 1 pi egal cu 2 ca 2 pi. Și atunci putem împărți printr-un pi, printr-un 2 și ar fi că 3 ca 1 egal cu ca 2. Adică ca 2 de 3 ori ca 1. Ca 2 de 3 ori ca 1 și ar fi că 9 t egal cu 2, 6, K, 2, pi. Deci în loc de K, 2, am spus 3 ca 1. 6 ca 1, da? Pi. Putem împărți totul printr-un 3. Și urmează că 3T egal cu 2 ca 1 pi. Și unde T egal cu 2 ca 1 pi supra 3. 2 ca pi supra 3. Da. Așa ne-a dat și nouă parte cer, nu? 2 ca pi supra 3. Același lucru. Am muncit mai mult, e drept. Puteam termina ieșițul la etapa aceea. Din nou ieșițul, repet, foarte frumos. Cu cât începem să lucrăm la trigonometrie mai mult, cu atât ne dăm seama ce importanță au formule dacă le știm să le deducem. Că așa, dacă nu le știi, există riscul să ai un moment de nesiguranță, o formulă să nu ți-o amintești și atunci poți pui un rezultat greu. Deci de aceea trebuie să lucrurile bine clarificate. Aici simt la n de x cu scos la n, x egal cu pentru orice x real. Dar pentru orice x real, tot așa, luăm niște x particular. Da. Și de acolo vom găsi pe n2. Da. Ne ducem forma fundamentală. În fapt. Cam asta, să zicem. Am făcut și noi două ieșiții. Sigur.
Nu, n-am încercat numai să facem pur și simplu ghișit, ci am încercat să-l dezbatem, să-l înțelegem, să vedem de unde vine, care este relația, ce anume trebuie făcut. Nu, simpla rezolvare, sigur, ai înțeles aici că poți folosi și indicațiile date de autor, dar trebuie să stai cu creionul în mână și să zici pentru x egal cu 0. Fiind pentru orice x și pentru x egal cu 0. Da. Bun. Pentru x egal cu minus t. De ce minus t? Fiindcă a fost mai înainte f de 0. Și ăsta a fost motivul. Și pentru x egal cu t, ca să apară 2t acolo, probabil, iar și se așează bine, în final am putut să facem exercițiu, chiar și independent de autor, și ținându-ne la loc încolo de autor, în varianta a doua, tot aceeași lucru am ajuns. Așadar, ne oprim aici, e sâmbătă seara, suntem obosiți, suficient de obosiți și vom continua în zilele următoare. Propun mâine să ne vedem, iarăși în jur de ora 4, sper. Vedem exact, te voi anunța.